Bună ziua, domnul Valeriu Stăriu, purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Stăriu, și vă mulțumesc că ați acceptat din nou invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Moțiunea de cenzură depusă de opoziție a trecut ieri cu 238 de voturi, practic cu 5 voturi peste. Care este atmosfera în Partidul Social Democrat după căderea guvernului Viorica Dăncilă? Ne-am regrupat imediat forțele, deci chiar după moțiune, o mare parte dintre colegi de la Senat, de la Camera Deputaților, în biroul domnului președinte Ciolacu, am făcut foarte pe fugă o primă analiză, ne-am dat seama, cel puțin la nivel parlamentar, cam cum se prezintă situația în clipa de față și ne-am propus în următoarele 2-3 zile să finalizăm toate analizele pentru a putea pleca la drum cu principala și cea mai importantă bătălie din acest an, respectiv alegerile prezidențiale. Și cum stă aritmetica parlamentară? Mai are Partidul Social Democrat majoritate? Majoritate în Parlament, așa cum s-a văzut ieri, nu mai are. Dar un număr foarte mare de voturi, poate cel mai mare număr de voturi în clipa de față, grupat, coerent, se află în continuare la Partidul Social Democrat. Practic ieri au lipsit 4 voturi să avem această moțiune respinsă și din acest punct de vedere suntem în clipa de față, știm că putem conta pe un număr de 230 de voturi oricând în Parlament. Nu e de neglijat, vorbim de aproape 50%, în timp ce alte 6 partide cu foarte mari eforturi reușesc să facă puțin peste 50%. Deci de asta suntem convinși că în continuare puterea care se mută dinspre guvern, în primul rând în Parlament, ne va permite în următoarea perioadă să avem în continuare un cuvânt foarte important, aș spune cel mai important cuvânt de spus, în ceea ce înseamnă democrația din România. Au fost și socialdemocrați care au votat ieri moțiunea de cenzură, iar o surpriză a fost președintele TSD, Gabriel Petrea. Cum va trata Partidul Social Democrat această situație? Aș spune că e o dezamăgire, nu o surpriză, o foarte mare dezamăgire, pentru că a dat vreun semnal înainte? În afară unor postări provocatoare, să spun, pe Facebook în ultima perioadă, nu au existat semne, nemulțumiri, nu au existat de niciun fel reproșuri în mod direct. Atunci când ocupi o astfel de funcție, șef al Tineretului Social Democrat, ai toate libertățile de mișcare. Tu trebuie să demonstrezi că ai puterea de a mobiliza tinerii, îi pune la treabă și ai toate resursele pe care partidul ți le poate pune la dispoziție. Nu a solicitat suficiente resurse, nu a știut să-și construiască un dialog cu conducerea partidului și, în consecință, toate aceste frustrări s-au dus într-o primă fază, într-o anumită formă de resemnare, iar ieri într-o întoarcere împotriva partidului. Gabriel Petrea, fără Partidul Social Democrat, nu ar fi fost un nume știut astăzi nicăieri. Așa putem spune că un fost ministru, un actual șef al Tineretului Social Democrat, i-au dat un blazon cu care va trebui să meargă mai departe, dar care va fi șifonat foarte rău de probabilă excluderea lui în prima ședință de comitet executiv. Excluderea din partid. Excluderea din partid, pentru că în ultimul CEX, Partidul Social Democrat a luat această decizie. Cei care vor vota la moțiune contra partidului vor fi automat sancționați prin excludere. Și practic va trebui să alegeți alt președinte al TSD, nu? Și va pierde inclusiv funcția. Imediat, probabil. Când vor avea loc alegeri de președinte interimar și se intră în linie dreaptă pentru alegeri. Tineretul întotdeauna și-a construit foarte bine acest sistem de alegeri. Problema este că trebuie reașezată și remotivată întreaga organizație, pentru că această resemnare pe care a avut-o în ultimele luni Gabriel Petrea s-a transferat în toată organizația de tineret, care până la urmă are rădăcini și un istoric foarte bun. Am avut președinți de-a lungul anilor care au construit această organizație. Mi-aduc aminte în guvernarea Năstase și imediat după aceea Tineretul Social Democrat efectiv era o locomotivă care împingea foarte bine partidul și susținea candidații. De foarte multe ori chiar ei erau pe listă, o parte din acești candidați, au avut tot ce înseamnă atenția partidului. Dacă ne uităm puțin în 2016, Gabriel Petrea a deschis lista de la București a deputaților Partidului Social Democrat. Deci toate onorurile și toată
să spun, încrederea i-a fost acordată și cu toate acestea, iată că s-a întors împotriva partidului, în loc și, să construiască în partid alături de noi. Dar de unde credeți că a venit această nemulțumire? Aveți, nu știu, vreo informație? Nu pot explica decât din propriile lui acțiuni nereușite. Nu îl oprește nimeni pe un șef de tineret la niciun partid să nu-și construiască, să nu-și aducă tinerii, să nu facă săptămână de săptămână evenimente, acțiuni, să ne invite și să stea pe capul seniorilor, domnule, vreau să veniți, vreau să... S-au făcut reproșuri? Au fost atât de discrete încât practic n-au fost auzite acest tip de reproșuri. Săptămâna aceasta, în calitate de purtător de cuvânt, am avut o ședință cu comunicatorii foarte bună. A participat Gabriel Petre la această ședință, n-a ridicat niciun fel de problemă, a avut câteva întrebări, nu a dat niciun fel de semn că are intenții de a pleca într-un astfel de moment important pentru partid. După această situație, astăzi președintele a chemat partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier. PSD va merge? Știu că a fost invitat pentru ora 2:30. Da? Nu. Partidul Social Democrat a luat decizia de a nu merge astăzi la aceste consultări. Consultările, de fapt, este vorba, așa cum a precizat președintele Klaus Iohannis, că vorbim de o primă rundă de consultări pentru a stabili un potențial candidat de prim-ministru. Din moment ce noi am avut această moțiune care a arătat că Partidul Social Democrat își finalizează la nivel parlamentar majoritatea pentru candidatul de prim-ministru, am luat decizia de a nu merge la această rundă. În funcție de evoluția evenimentelor la următoarele runde, vom lua prin Comitetul Executiv o decizie dacă vom participa sau nu la următoarele runde de consultări. Mă amuză însă că din cele văzute până la acest moment, fiecare partid a venit cu o propunere de premier. Deci astăzi România... În persoana președintelui partidului. În general, fiecare s-a propus pe el. Domnul Orban se va propune pe dânsul, domnul Kelemen înțeleg că s-a propus deja, domnul Tomac domnul s-a Tomac. Propus. Nu m-ar mira chiar și minoritățile să-și propună președintele pentru a merge pe funcția de prim-ministru. E puțin ridicol și arată cât de imatură este opoziția, care a avut un singur plan, să dăm jos guvernul. Dar de aici încolo e cale lungă până când a reconstrui un guvern care are foarte multe responsabilități. Intrăm în iarnă, avem de făcut un buget, avem de pregătit alegerile prezidențiale. Toate acestea se fac în primul rând cu un guvern activ și pus în funcție. Am văzut că Victor Ponta, bine, el a vorbit despre această situație chiar cu înainte de o lună de zile de a se vota moțiunea, despre un guvern PSD ALDE pro-România. Cum tratează PSD această variantă? Noi nu am luat în calcul această propunere, deci în clipa de față, cum spuneam la începutul emisiunii, avem aproape 50% în Parlament. Cred că cuvântul cel mai important îl va avea PSD-ul în a susține sau a nu susține un guvern minoritar mai departe. Propunerea lui Victor Ponta a făcut-o colegilor lui și, evident, i-a motivat probabil cu această propunere. Mai departe, comitetul nostru executiv, alături de doamna președinte Dăncilă, au cu totul alte planuri. Deci, în clipa de față, suntem preocupați prioritar pe alegerile prezidențiale. Chiar astăzi avem câteva ședințe cu echipele de campanie pentru a ne porni toate acțiunile. Avem mâine un eveniment de lansare foarte important pentru prima zi de campanie. Iar apoi intrăm strict în calendarul acesta. Faptul că în perioada următoare guvernul își încetează activitatea, până la urmă pentru actuala încă în funcție doamnă prim-ministru, este o ușurare, aș putea spune, pentru că va putea într-adevăr să aibă tot focusul pe campania prezidențială. Dar PSD va susține un guvern liberal? Așteptăm să vedem un program de guvernare. Înainte de a susține, vrem să vedem ce își propun. Dacă își vor propune, așa cum spunea domnul Câțu în urmă cu câteva săptămâni, să dea afară 400.000 de bugetari, clar nu vom susține. Dacă vor veni cu un program de guvernare cu tăieri de pensii, cu măsuri de austeritate, în niciun caz nu vom susține. Dacă se vor continua elemente principale din programul nostru de guvernare, putem să ne așezăm la masă și să vedem cum și ce avem de făcut în Parlament pentru ca un guvern să preia într-adevăr conducerea țării și să își realizeze rapid cele 3-4 obiective din această toamnă. Dar un premier în persoana lui Ludovic Orban îl susține PSD? Repet, toate vin de la programul de guvernare propus. Deocamdată singurul document... Deci depinde de măsurile pe care vor să le singurul impună. Document propus de opoziție a fost această moțiune de cenzură de 8 pagini. Cel mai superficial document produs vreodată de opoziție a răsturnat un guvern performant. Deci
Dacă programul de guvernare va conține tot 8 pagini, cu siguranță nu putem să discutăm despre o susținere reală pentru un guvern superficial, așa cum pare să fie în clipa de față orice guvern susținut de opoziție. Am văzut că mai multe voci susțin varianta aceasta a alegerilor anticipate. Cum sunt alegerile anticipate o soluție? Dincolo de calendarul complicat de a pune alegeri anticipate, suprapuse cu orice tip, în mod clar, anul acesta nu se pot face. Deci următoarele 3 luni sunt în afara oricărui calendar pentru alegeri anticipate. Vocile care susțin acest tip de alegeri anticipate vin mai mult din zona PNL-ului și a USR-ului. Le este teamă de a guverna. Le este teamă că orice lună de guvernare îi poate duce mai jos în sondaje și în final, după 12 luni, să nu aibă un scenariu identic cu cel din 2016, când o guvernare tehnocrată a propulsat practic Partidul Social Democrat la 46%. Sunt convins că scenariul acesta îl vom vedea. PSD-ul a ieșit întărit de câte ori a stat în opoziție. Ne amintim și de anul 2000, când după 4 ani de guvernare a Convenției Democratice, Partidul Social Democrat a venit, s-a apucat de treabă și în 4 ani a livrat toate proiectele propuse, intrarea în Europa, intrarea în NATO. De asemenea, ne-am uitat ce s-a întâmplat în momentul 2008, când, din păcate, România a încheiat un ciclu cu o guvernare de dreapta, a început apoi 2009, un an de coabitare, să spunem, între PSD și PD, lăsând mai departe PD-ul să ducă, din păcate, România în cele mai aspre măsuri de austeritate pe care le-a adoptat o țară în Europa, creșterea TVA-ului, tăieri de salarii cu 25%. Întoarcerea PSD-ului s-a făcut atât de natural în 2012, iar în 2016, după un an de opoziție, PSD-ul a avut cel mai bun rezultat din istoria, de 29 de ani a democrației. Pot spune că același scenariu îl prevăd și de această dată. Cele 6 partide din opoziție vor avea un... prevăd o ceartă interminabilă și sunt convins că românii vor taxa toată această abordare în defavoarea românilor până la urmă. Vin alegerile prezidențiale, practic numai puțin de 2 zile, da? Începe campania pentru prezidențiale. Vă așteptați ca scorul PSD să fie afectat la aceste alegeri de acest moment? Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. În orice tip de analiză, într-adevăr, primele 2-3 zile, după orice tip de astfel de situație, duc în jos un partid și probabil că sondajele făcute astăzi și mâine vor arăta acest lucru. Însă pe măsură ce vom avea zile precum cele cu consultările de astăzi, în care românii vor vedea cât de neinspirați sunt cei din opoziție, cred că vor taxa din ce în ce mai mult acest lucru. Pe de altă parte, calendarul pe care noi l-am propus pentru alegeri, cu foarte multe acțiuni în teritoriu, printre oameni și cu tot ce înseamnă susținerea pe spațiul de mass media, pe sistemul online. Deci, Partidul Social Democrat știe să facă foarte bine o campanie electorală și suntem convinși că peste 30 de zile ne pregătim să vedem, după turul 2 în care sunt convins că vom intra, ce avem de făcut într-adevăr pentru a câștiga și cum să câștigăm alegerile prezidențiale. Mai mulți lideri ai partidului, am văzut că s-au întâlnit azi de dimineață la Parlament într-o ședință în biroul președintelui Camerei Deputaților, domnul Marcel Ciolacu. Este vorba de Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, Paul Stănescu și Florin Iordache. Ce știți despre această întâlnire? Sunt foarte multe întâlniri astăzi și culminează toate aceste întâlniri cu cele de la ora 15, avem întâlnirea cu aproape 200 de colegi, toate organizațiile județene, tot ceea ce înseamnă echipe de campanie. Suntem în linie dreaptă, organizăm această campanie și astăzi este probabil ultima zi în afara campaniei. Mâine avem lansarea de la Romexpo, un eveniment foarte amplu. Și este normal, președinții nu stau fiecare în alt loc, se grupează, discută, pun la punct strategii, acțiuni comune. Nu vorbim numai de acțiunile din campanie, vorbim de tot ce înseamnă calendarul următoarei perioade. Dar există nemulțumiri în partid, voci nemulțumite după ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlament? Nemulțumiri la adresa premierului Viorica Dăncilă? Nu, la adresa premierului nu există în clipa de față nemulțumiri, dar niciun partid nu este fericit să treacă printr-o moțiune de cenzură pe care să o piardă. Tocmai de aceea ne facem și analizele de care spuneam la început. Unde am greșit, ce s-a greșit, practic avem
în ultimele săptămâni foarte mulți parlamentari care au plecat după cântecele de sirenă ale celor din opoziție, precum Gabriel Petre, au mai fost câteva cazuri anterior. Din păcate, aceștia sunt cei care au hotărât soarta moțiunii, nu o opoziție care s-a unit pentru că liberalii sau USR-ul au avut pârghile necesare. Nu, aproape 30 de colegi care în ultimul an s-au alăturat Partidului Pro-România și care au generat într-adevăr toată această fragilitate a guvernului. De aici pleacă cele 5 voturi în plus pe care le-au avut în Parlament ieri. Și, evident, toate acestea duc la întrebări și, evident, nemulțumiri de unde și de ce s-a ajuns la această situație. Vă așteptați ca Victor Ponta să încerce o apropiere de PSD în următoarea perioadă? Evident, are, văd, niște mesaje transmise. Asta a avut și un discurs online foarte aplaudat ieri în aplaudat Parlament. De colegii lui și de către cei din opoziție. Victor Ponta este un politician cu experiență și cunoaște faptul că astăzi scorul electoral în țară este cel pe care l-a avut la alegerile Parlamentului European, poate chiar mai jos, pentru că atunci numele lui a deschis lista la nivel național. Dar 7% este un scor mic pentru ambițiile oricărui politician. În timp ce Partidul Social Democrat, prin tot ce înseamnă infrastructură, prin tot ce înseamnă brand și experiență și evoluții de-a lungul anilor, stă întotdeauna de la 30% în sus la toate alegerile generale. Evident că dorința lui Victor Ponta este de a se alipi și de a veni într-o posibilă formă de parteneriat. Astăzi, toate ușile din Partidul Social Democrat îi sunt închise. Rămâne de văzut în anii următori ce evoluții pot apărea, dacă se va ajunge vreodată la o idee de a se reuni stânga, așa cum a fost de cele mai multe ori. Însă, până atunci, sunt alte elemente prioritare. Așa cum spuneam, alegerile prezidențiale ne interesează, avem candidatul Partidului Social Democrat și mergem care pe rămâne care candidatul rămâne fără doar și poate susținut de fiecare membru și de fiecare militant din partid. Orice altă discuție poate avea loc de la anul și pe alte tipuri de fundamente. Aminteați dumneavoastră, Adineauri, despre evenimentul care va avea loc mâine la Rome Expo, am înțeles. La Rome Expo, da. Ce se va întâmpla practic acolo? Despre ce este? Fiecare județ vine însoțit de o echipă de susținători și vor avea loc discursurile președintelui, conducerii. Deci practic este o relansare? Este lansarea candidatului la nivel național, probabil singura lansare. Am optat pentru această formă, nu am mai mers pe varianta stadioanelor sau a unor străzi sau piețe umplute de oameni, nu. Avem un eveniment național important cu discursurile transmise de tot ce înseamnă televiziuni din România, cu o susținere pe online la fel de vizibilă și cu mesajele pe care un președinte trebuie să le transmită. Mesajele privind viziunea lui ca viitor președinte al țării, apropierea de oameni, sunt foarte multe elemente și, credeți-mă, doamna Viorica Dăncilă este un candidat diametral opus lui Klaus Iohannis. Este un candidat care efectiv stă printre oameni, îi iubește pe oameni, trăiește emoții, se pliază mult mai bine pe ceea ce înseamnă Partidul Social Democrat decât orice alt candidat. Ce o recomandă pe Viorica Dăncilă pentru funcția de președinte al României? Puterea de muncă, echilibru, toleranța, unitatea pe care încearcă să o genereze, are foarte, foarte multe calități. Și credeți-mă, în urmă cu 2 ani, Viorica Dăncilă nu era un personaj foarte cunoscut politicii românești, pentru că experiența acumulată în special pe instituțiile europene, pe ceea ce înseamnă Parlamentul European, nu a pus-o foarte mult sub reflectoarele din România. Dar clipa de față devine la ora actuală cel mai longeviv prim-ministru din acest mandat. Să ne uităm în spate și domnul Grindeanu și domnul Dose au avut mandatele destul de scurte, cu performanțe notabile, în special pe partea de bunăstare a românilor și cu, până la această înfrângere pe moțiunea de cenzură, toate câștigurile posibile obținute. Deci a trecut prin alte moțiuni de cenzură foarte bine, a reușit să echilibreze foarte rapid și foarte bine partidul după momentul 26 și mai ales 28 mai, atunci când Liviu Dragnea a părăsit conducerea partidului și a reușit să-l țină foarte unit în această perioadă și în continuare. Cred că sunt elemente care au surprins pe foarte mulți și care au generat chiar o teamă și un respect din partea adversarilor. Este o femeie în cursa pentru prezidențiale. Iată, avem Dan Barna, Klaus Iohannis,
Cum vă așteptați să fie tratată această... Este o premieră, dar să nu uităm că și în urmă cu aproape 2 ani, când a plecat la drum ca prim-ministru, a fost pentru prima oară când România a avut prim-ministru o femeie. Partidul Social Democrat are multe femei foarte puternice. Gabriela Firea, Olguța Vasilescu și lista continuă. Sunt în clipa de față, prin politica dusă în ultimii ani de a echilibra între femei și bărbați toate locurile importante din partid și din parlament și din guvern, dă rezultate. Dă rezultate foarte bune și ne mândrim cu acest aspect. Deci nu vă așteptați să fie o piedică? Sau... Nici gând. Și să știți că din sondaje ne rezultă că electoratul este foarte... susține foarte mult un candidat femeie. De altfel, nu este singura femeie din lista actualilor candidați pentru alegerile prezidențiale, însă cu siguranță este cea care are cea mai mare notorietate, vizibilitate și cele și mai mari poate șanse de pune asta în mod real lucruri realizate în această perioadă în mod efectiv. Cum stă Viorica Dăncilă în sondajele interne? În toate sondajele apare fără niciun fel de problemă în turul 2. Este peste PSD sau sub? Depinde foarte mult de, și de momentele în care aceste sondaje sunt făcute. Au fost perioade când a fost destul de mare ecartul, mai ales la începutul de mandat, dar între timp au fost toate aceste evenimente, deci după momentul moțiunii de ieri, sondajele probabil că le vom avea într-o săptămână, vom ști în mod real care este scorul. Dar tendința este de a fi din ce în ce mai clar în același procentaj ca și partidul. În turul 2 al prezidenției. Și fără niciun fel de problemă în turul 2. Domnule Stăriu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag. Mulțumesc! Mulțumim!